Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu. Vom vorbi despre temeiul legal al eliberării adeverințelor de către angajator. În baza cărui act normativ, angajatorul este obligat să emită adeverință unui fost salariat pentru perioada anterioară anului 2001 cu orele de muncă prestate în zilele de repaus săptămânal, sâmbătă, duminică și sărbători legale. Specialiștii portal codulmuncii.ro ne oferă următoarea soluție. Potrivit articolului 34 alineatul 5 din Codul Muncii Republicat, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate. Totodată, articolul 40 alineatul 2 litera H din același cod prevede, printre obligațiile angajatorului, aceea privind eliberarea la cererea tuturor documentelor care ateste calitatea de salariat a solicitantului. Așadar, la solicitarea salariatului sau a fostului salariat, angajatorul are obligația de a elibera adeverința solicitată de acesta pentru perioada cât acesta este sau a fost angajatul sau în baza articolului 34 alineatul 5 din Codul Muncii Republicat. În plus, în baza legislației asigurărilor sociale, la stabilirea dreptului la pensie se iau în calcul sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care pot fi dovedite cu adeverințe eliberate de unități. Astfel, potrivit articolului 165 alineatul 2 din legea 263/2011 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, la determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alineatul 1, se au în vedere și sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverințe eliberate de unități conform legislației în vigoare. În anexa numărul 15 sunt prevăzute sporurile, indemnizațiile și majorările de retribuții tarifare care, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor și care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual. Potrivit precizărilor din această anexă, adeverințele privind sporurile cu caracter permanent acordate în perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se vor prezenta numai în situațiile în care aceste sporuri nu sunt înregistrate în carnetul de muncă.